Salutare tuturor și bine v-am regăsit la seria de podcasturi hashtag IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și ca de obicei încercăm să aducem oameni mai deștepți, dar data asta nu ne-a ieșit. Am adus unul care mai mult decât deștept, este și erou și e legendă pe deasupra, toată lumea laudă pe Traian Berbeceanu, comisarul Traian Berbeceanu, un om care a trecut recent printr-o situație despre care vom povesti astăzi și dacă sunteți mai puțin cu ochii pe televizor, poate nu l-ați cunoscut încă. Îl cunoaștem astăzi, îi ascultăm pe scurt povestea și apoi aș vrea să avem o mică conversație despre lumea asta underground, dar undergroundul, să zicem așa, interlop. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnule Berbeceanu, sunteți un polițist de carieră la 45, care tocmai s-a terminat procesul, că știu că era pe muchie de cuțit acum, suntem în august 2019 și încă nu e gata, nu? Nu, a fost pronunțată sentința în prima instanță de către completul de trei. Iunie 2016, a început judecarea apelului, au intervenit acele decizii ale Curții Constituționale, s-au schimbat de vreo două ori completele de cinci, a continuat deci judecarea apelului. Deci încă sunteți pe instanță. Aștept o decizie definitivă, da. Hai să le explicăm oamenilor cine sunteți și cum ați ajuns aici, pentru că acum suntem așa ca într-un fel de, cum e Usain Bolt, după ce mai face un record mondial, face și o tură de stadion și aplauze. Dați interviuri, sunteți la vedere, toată lumea vă felicită, dar ultimii doi ani au fost destul de complicați. Propriu zis, ultimii șase, aproape șapte ani au fost foarte complicați, din momentul în care au încercat și au reușit, din păcate, să pună stop carierei mele profesionale. Am fost în octombrie 2013 arestat, zic eu nevinovat, așa zis și în altă curte de casație și justiție, în prima instanță. Da, hai să luăm un pic cronologic. Înainte de asta, noastră erați șef la Brigada de Combatere a Crimei Organizate și Alba Antidrog, Iulia. Alba Iulia. Da. Alba Iulia. Un tată de elite, erați polițistul anului, super lăudat, apareați des pe la știri și dintr-o dată v-a văzut lumea la televizor arestat și au zis, uite, au prins un polițist corupt. Asta a fost probabil prima reacție, adică cei care nu știau despre ce este vorba, că de la distanță cu toții ne uităm și ne stăm așa, interziși. Când îl arestează și îl dă la televizor, sigur a făcut ceva, că nu se face fum fără foc, nu? Așa este, categoric. Propriu-zis, asta au fost și strategia pe care cei care au instrumentat acel dosar l-au urmărit. Adică au vrut să mă tragă pe linie moartă, într-un limbaj mai puțin colocvial, să mă facă să părăsesc funcția de șef de brigadă, să nu mai pot să instrumentez anumite dosare penale. Nu, eu personal, eu și echipa pe care o coordonam la acea dată. Ca șef de brigadă de combatere a crimei organizate, aveți pe mână o echipă foarte bună de polițiști foarte buni pe care și lăudați în cartea radiografie unei mărșăvii judiciare. Cei mai buni că erau din noastră. Nu. Dar mai știu echipe bune prin țară, nu era singura. Da, mai sunt echipe foarte bune, dar a mea era cea mai bună. Uite, îmi place chestia asta, îmi place un pic de asertivitate, ajută. Și faceați niște treabă bună acolo și, din câte știu oricum, zona aia este, întotdeauna a fost cu stres. Pentru că sunt presiuni mari pe partea de graniță, partea discuția despre Schengen, securitatea frontierelor, tot felul de trafic, de substanțe, de o grămadă de lucruri. Și munca dumneavoastră era relevantă și importantă în perioada respectivă, dar atunci când vrei să faci curățenie într-o zonă în care cumetriile, căpeteniile, toată partea asta de mafie sunt foarte puternice și sunt bine rădăcinate și sunt susținute până la nivel destul de înalt, deranjezi, ajungi să deranjezi. Ce ați deranjat? Probabil că am deranjat și mediul politic în oarecare măsură și ceea ce înseamnă parte de administrație și pe cei cu interese economico-financiare majore care desfășurau activități. Adică niște oameni de afaceri și niște politicieni din zonă. Cum poți să deranjezi ca polițist un politician care vrea să se laude că zona lui este fără infractori, că uite, polițiștii prind? Păi, investigând anumite genuri de infracțiuni, anumite persoane care la un moment dat se intersectează cu politicianul respectiv sau cu interesele politicianului respectiv. Ok, deci vrea să aibă imagine bună și că se face treabă, dar să nu deranjăm firmele care nu trebuie. Categoric. Și interesele astea. Și vorbim aici mai degrabă de, din câte știu, de contrabandă, nu? Infracțiunile de macrocriminalitate economico-financiară în general. Evaziunile fiscale, contrabanda, spălările de bani, lapidările. Și care e sportul național în regiune? Sau care era la momentul respectiv? Țigări? Alcool? Contrabanda cu țigări și cu alcool în mod deosebit. Evaziunile fiscale cu prejudicii deosebite. Și adică spălările de bani rezultați din aceste infracțiuni. Practic și dosarul în care nu să spuneți că vi l-au înscenat și cel mai probabil vi l-au înscenat că va dovedi probabil și justiția, era de criminalitate informativă, asta de evaziune fiscală la petrol.
Da, a fost una dintre acuzații. Au fost mai multe acuzații. Adică de ce v-au acuzat, efectiv? M-au acuzat că aș fi favorizat mai multe grupări infracționale organizate. Adică că i-ați sunat, i-a anunțat că vine garda. Da, aia a fost una, o altă acuzație ridicolă și nesustinută de niciun fel de probe sau de vreun temei sau argument. Și ați dovedit chestia asta în instanță? Am dovedit-o și eu, a dovedit-o în altă curte în urma cercetării judecătorii și, bineînțeles, în faza de urmărire penală de DNA și DICOT-ul, structura centrală. Și știu că ați câștigat deja niște instanțe și acum încă mai așteptați să se tranșeze unde? La ce instanțe sunteți? La în alta curte, la completul de 5, propriu-zis la ultima instanță din România. Instanță, sau la cea mai importantă instanță din România. Și la ce vă așteptați? Când ar trebui să fie și la ce vă așteptați? Păi, teoretic, judecarea apelului ar fi trebuit să se termine de mult, să fie menținută soluția din pronunțată în fond, deci achitarea mea pe temeiul că faptele pentru care am fost acuzat nu există, deci nu că nu există probe sau... Că faptele deci nu există faptele nu există pur și simplu. Însă, așa cum vă spuneam, după achitarea mea în prima instanță din iunie 2016, DICOT-ul ar fi trebuit să motiveze apelul declarat în 30 de zile, au făcut-o în aproape un an de zile, ceea ce reprezintă o adică trag de timp. O tergiversare nejustificată și netemeinică și nelegală. Ulterior a început judecarea apelului, a apărut decizia Curții Constituționale cu completele de 5, s-a reluat judecarea apelului. Deci sunteți prins într-o chestie juridică ca mulți români care ajung la instanță. Da. Și e greu de înțeles pentru cei care se uită toată treaba asta cu completurile, cu toate lucrurile astea care sunt suficient de complicate încât să îmbătrânești în instanță făcând chestia asta. Și să ai neșansa să nu ți se mai poată face dreptate niciodată. Pentru că toate tergiversările astea și toate amânările acestea poate să ducă până la sfârșit la intervenția termenului de prescripție pentru faptele. Și ce înseamnă asta? Că pur și simplu cade dosarul pentru că pur și simplu nu se mai poate judeca? Când intervine termenul de prescripție, cei care mi-au făcut mie dosarul și care au fost condamnați la închisoare cu executare în prima instanță, pur și simplu nu mai răspund pentru niciuna dintre faptele lor. Și aici e miza. Sunt convins că aici este miza și sunt convins că nu persoanele judecate în dosarul meu au fost vizate. Adică? Adică la completul de 5 judecători, împreună cu dosarul Berbeceanu, denumit generic Berbeceanu, se mai aflau, dacă nu greșesc, 23 sau 24 de dosare care vizau personalități publice ale României, dosare cu oameni politici, cu oameni de afaceri foarte importanți și din punctul meu de vedere cred că acolo a fost miza și dacă mai intervine și legislativul, respectiv mediul politic, dacă mai intervine cu modificări ale legilor, a codului de procedură penală, cum au intenționat să facă, să reducă termenele de prescripție, aspectele astea despre care discutăm sunt și mai realizabile. Deci prescripția poate să intervine și mai repede. Deci ar putea să beneficieze de pe urma amânării dosarului dumneavoastră, în care ați câștigat deja la completul de 3, mai aveți o singură instanță și trebuie să întâmple, măcar acum în august 2019, nu știm exact, nu? Știm când ar trebui să fie următorul termen? Păi în septembrie, luna viitoare, deci, sau luna aceasta, în septembrie, anul acesta, urmează să, după vacanța judecătorească, urmează să fie următorul termen. Să vedem. Deocamdată nu a apărut decizia, motivarea deciziei Curții Constituționale cu privire la completele de 3 judecători. Stai să vedem cât guvern mai avem până atunci și dacă facem niște alegeri anticipate, că ce fac ăștia în politică, Dumnezeu știe. Și atunci, suntem într-o situație din asta în care un om care a făcut o muncă de poliție, a fost super premiat, este validat profesional de breasla lui, trăiește de 6-7 ani deja. Aproape 7 ani. Într-un, nu știu, e un coșmar sau ce? Ce trăiți de 6-7 ani? Evident, la un moment dat a fost un coșmar, momentul în care am fost îndepărtat din funcția pe care o țineam, am fost îndepărtat de la comanda echipei pe care o conduceam. După aceea a devenit continuă perioadă de luptă și de frustrare ca să îți dovedești nevinovăția, ceea ce iar este nefiresc în sistemul judiciar românesc. Adică tu trebuie să-ți dovedești nevinovăția. Adică tu trebuie să-ți dovedești nevinovăția, nu... Nici nevinovat până la proba contrarie. Da, exact. Și ce ați făcut în timpul ăsta? Adică din ce trăiți? Păi, o foarte mare perioadă de timp până anul trecut am fost pus la dispoziția Inspectoratului General al Poliției Române, am fost
am funcționat pe o funcție mult mai mică de execuție. Adică, v-a pus la birou? La birou, fără a desfășura niciun fel de activități operative. Stați puțin, deci l-au luat pe Berbeceanu și l-au pus la un birou undeva prin IGP. Nu, undeva prin, da, în structura IGP-ului la IPJ Hunedoara, eu fiind de Vean. Ce faceți acolo? Activități administrative. Plimbați hârtii? Da, plimbam hârtii. Nu am avut de ales, pentru că salariul de polițist era singura mea sursă de venit. Aveam de întreținut o familie, aveam de plătit rate contractante. Mai aveți încă, nu? Am, în continuare, da. Și când s-a oprit treaba asta și unde? Adică mai lucrați în IGP? Nu mai lucrez. În urmă cu un an de zile am îndeplinit vârsta și stadiul de pensionare și am ieșit la rezervă prin pensionare. Nu vă văd bucuros de chestia asta? Absolut deloc, n-am niciun motiv de bucurie. Vă simțiți încă în putere? Da, cred că puteam să mai fac lucruri utile pentru structura Poliției Naționale. Deci ori prin tărăgânare, într-un fel sau altul, ei pot câștiga. Da. V-au scos efectiv din treabă. Din punctul meu de vedere, cu toate consecințele, obiectivele principale și le-au atins. Adică să mă îndepărteze pe mine și să-mi destrugă echipa, pentru că în cea mai mare măsură, membrii echipei mele, despre care fac vorbire și în carte, s-au îndreptat către alte structuri ale Poliției Române, ce au plecat din structura Brigăzii. Și la Alba au mai fost capturi impresionante de atunci? La nivel național am observat că nu au mai fost cauze pe care noi le numeam pe bună dreptate spectaculoase. Adică s-a făcut liniște în România? Adică... Sau n-am mai aflat noi? Polițiștii, din punctul meu de vedere, au vizat dosare mult mai puțin importante, care să nu își creeze probleme, să nu genereze... Dacă a pățit-o Berbeceanu, ce-ar putea să pățească un polițist mai tânăr sau cu mai puțină experiență? Da, din păcate, la un moment dat, chiar și în ziua de astăzi, foarte mulți polițiști, cel puțin din structurile de combatere a crimei organizate, gândesc și argumentează în felul ăsta. Și aici vreau să ajung. V-am văzut în niște interviuri, aveți și o carte faină de citit. Apropo, cartea asta vă susține financiar, vă ajută? E un motiv pentru care a scris-o? Este povestea mea și a fost, în primul rând, modul prin care, sunt convins, sunteți în media de atâta timp și ați observat că, la scurt timp după achitarea mea din 2016 de către Înalta Curte, în spațiu public au apărut o serie de acuzații la anumite posturi de televiziune și în mediul online, acuzații ridicole, nesusținute de nimic, că? Și denigratoare cu privire la persoana mea. Iar cartea aceasta, aceea a fost perioada în care am demarat lucrul la această carte și cumva reprezintă și punctul meu de vedere vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Este povestea mea și a echipei mele. Și e important să existe așa ceva. Trebuie să ne învățăm și noi că în loc să vă luptați pe toate fronturile cu tot felul de voci care vorbesc aiurea, mai bine îi trimitem pe toți să citească cartea și după aceea avem o conversație publică, dacă e nevoie. Da. Sau dacă mai vreți să aveți așa ceva. Însă eu aș vrea să revin un pic înapoi și sunteți încă suficient de conectat. Știu că lumea asta a polițiștilor de investigație și de ce faceți noastră este destul de mică și destul de unită și sunt convins că nu știți doar ce era, dar știți ce este și acum. Și pe mine mă pasionează foarte mult zona asta pentru că am fost suficient de norocos în carieră la început de vreme, înainte să am și o familie, să lucrez cu oameni ca dumneavoastră. Și am un respect deosebit pentru oameni la căror nume nu putem să-l spunem neapărat, dar am văzut investigație la prima mână. Am văzut polițiști cu Kalashnikov în mână și nu știam că se poate așa ceva în România. Am văzut filaje la 45 de grade în dubă, făceam saună toți, așteptând să se mute marfa. Și am văzut câtă pasiune au oamenii aceia și spunea să vorbiți, spre exemplu, despre oameni foarte tineri care vin în zona asta. Și văd asta, e o notă comună, în diferite structuri, e nevoie de niște oameni care își asumă un anumit stil de viață și de niște oameni foarte tineri pe care să iei înainte să aibă tot felul de slăbiciuni din punct de vedere polițienesc, cum ar fi familie, prea mulți prieteni și lucruri din astea. Și sunt tare curios, uitându-vă la tot ansamblu, la câtă liniște este momentul ăsta pe televizoare și pe online? E chiar așa de liniște și în zona asta interlopă în România?
sunt convins că nu și percepția mea este contrară acestei teorii. Eu zic că fenomenul infracțional din România s-a acutizat în ultima perioadă. Aud asta de la polițiști cu multă experiență. Am auzit discuția asta despre cum la începutul anilor 2000 a fost acea luptă foarte puternică împotriva traficului de droguri. Da. Și slavă Domnului, noi știm astăzi că România nu este o țară cu mulți drogați, nu vedem droguri la ordinea zilei. În perioada aceea mai apăreau seringi prin spatele blocurilor, acum parcă nu prea, dar după aceea s-a întâmplat ceva. Nu toți șefii mari, nu toate căpetenile astea de structuri în astea mafiote au fost puși la locul lor și nu li s-au luat resursele. E adevărat? Da, este foarte adevărat. În România, traficul de droguri nu pot să-l caracterizez ca fiind un fenomen îngrijorător, da? Noi nu suntem o piață, noi suntem tranzit. Suntem și piață, că cel puțin pentru drogurile ușoare, drogurile de risc, există consum și... Adică la ce avem noi consum? Consum de droguri de risc, de droguri ușoare. Există și consum de droguri de mare risc, mai ales în marile orașe și în reședințele de județ, în acestea fiind droguri mai scumpe și mai greu accesibile oricui. Da? Chiar există... Adică noi suntem o țară de cocaină și heroină, cel puțin în grupurile noastre lărgite de prieteni, e greu să găsești unul pe care să zici, bă, ăsta clar e drogat. Este percepția noastră, dar se consumă și cocaină, din păcate, se consumă și heroină din nenorocire. Însă este în creștere, bănuiesc, așa cum se simte deja și prin aer, marihuana. Da, drogurile de risc, marihuana, hașișul. Din păcate, au câștigat foarte mult teren și sunt extrem de periculoase și de nocive cele numite generice, etnobotanice. Păi a fost o perioadă cu etnobotanice când erau la toate farmaciile. Da, existau magazinele de vise, celebrele magazine de vise care... Da, puțin lumea și-au aminte că erau magazine de vise cu firme din astea fluorescente, mov, roz. Nu exista cartier să nu aibă un astfel de... Într-adevăr. Magazin. Și le vindeau ca suplimente pentru plante. Da, îngrășăminte, suplimente și alte... Exact. Am filmat în astfel de locuri și, slavă Domnului, nu mai sunt la vedere. Păi nu mai sunt pentru că au fost interzise prin lege la un moment dat, însă sunt drogurile cele mai ieftine și deci cele mai accesibile mare pase de consumator, ca să mă exprim așa. Există riscul ca ele să revină la noi? Să revină ca și vânzare liberă? Să le vedem în viața de zi cu zi, să vedem mult mai des drogați pe stradă. Să auzim de decese, cum auzeam foarte des, de oameni care făceau o supradoză. Acum nu mai auzim așa des. Nu știu care e frecvența cu care se mai apar astfel de situații neplăcute și nedorite, dar cred că încă se consumă destul de mult astfel de substanțe. Dar eu nu cred că până la urmă mafioții mari de la noi, grupurile mafiote puternice care acum au învățat lecția asta de a sta puțin mai sub capac, nu prea mai la vedere ca altă dată pe cal prin ferentari, da, sau cu limuzine foarte scumpe pe la cluburi, au învățat lecția asta de a sta puțin mai sub radar, așa, să nu atragă atenția. Nu cred că din droguri se fac banii. Din ce fac oamenii ăștia banii care îi țin atât de puternici? Banii se fac și din droguri. Evident, fiecare grupare infracțională are specificul ei și este specializată în mod deosebit pe un gen de infracțiuni. Se fac bani foarte mulți din infracțiunile de natură economico-financiară. Altădată era povestea aia cu facturile de pe Colentina. Nu știu că știți povestea, da, aia. Se ieșeau doamnele alea cu fuste și vindeau facturi. Da. Acum, cum se face? Au alte manevre pentru firme pe care... Sunt foarte multe manopere infracționale pentru comiterea acestui gen de infracțiuni și ar fi prea tehnic să încerc să vă explic. Există un motiv pentru care statul român are un grad de colectare atât de mic la TVA, spre exemplu? Da, eu îl numesc dezinteres. Păi altfel n-ai avea cum să încasezi atât de puțin. Da. Dacă ți-ar păsa, ai încasa un pic mai mult. Categoric. Ai finanțat puternic de tot structurile de aplicare a legii care luptă cu evaziunea fiscală și cu...
Deci și statul este, adică în structurile statului sunt suficient oameni atât de puternici încât să pună tălpi și frâne acolo unde trebuie, că altfel nu mi-explic de ce polițiștii din România au, cred că cele mai proaste pistoale din Europa, poștesc câte o vestă. În mare măsură aveți dreptate, structurile din care provin eu, structurile de combatere a criminalității organizate au armament bun, de ultima generație. Au și echipamente. Ok. Dar cei aflați la vedere, polițiștii aflați la vedere, cei de la ordine și siguranță publică, cei de la rutieră, care interacționează cu cetățeanul în mod direct și zilnic, au o logistică nepotrivită și necorespunzătoare. Da, i-au înzestrat recent cu niște mașinuțe Polo. Da. Știi, când trece infractorul pe lângă ei în V8. Da, sunt foarte bune și mașinuțele Polo în București, de exemplu, unde este traficul da. Foarte aglomerat și reușești să te strecori mai bine cu ele. Dar din câte știu eu, nu s-a schimbat mari lucruri, cred că în ultimii 15 ani. Multă din investigații nici măcar nu se face cu mașinile poliției. De foarte multe ori polițiștii ajung să își pună la bătaie de la hainele de acasă mașina lor ca să nu arate ca mașină de la poliție și de foarte multe ori ajungi să simți că faci muncă patriotică. Da. Este o realitate. Dar dacă vrei să performezi, să obții rezultate, mai faci și sacrificii. Nu doar polițiștii fac, din păcate, subliniez, din păcate. Și medicii își cheltuie din banii personali pentru a se perfecționa, deci ar trebui să-i sprijine statul în asta. Și profesorii fac la fel. Și da, măcar la doctor s-au mai ridicat salariile. Da. La polițiști? La polițiști nu s-au ridicat, dar sunt decente raportat la nivelul de salarizare din România. Adică ziceți că salariile de polițiști în România sunt decente, adică poți să trăiești decent. Poți să trăiești decent, greu, dar decent. Greu, dar decent. Da, și să mai și cheltuiești din salariu pentru ca să-ți poți să-ți faci munca bine. Și de-aia trebuie să ai neapărat patrioți acolo și oameni foarte motivați. Trebuie să ai oameni pasionați. De la pasiunea pentru profesie până la patriotism e drum lung. E drum un pic lung, da. Dar ce fel de om se apucă de așa ceva? Pentru că portretul așa din filme este distorsionat. Adică oamenii pe care am cunoscut eu, mulți dintre ei sunt ba cu divorțuri, ba unii cu alcool și prin sistem. Sunt oameni care sacrifică foarte multe ca să facă o astfel de carieră. Între polițiști? Da. Nu cred că au un anume profil. Vă mărturisesc că eu mi-am constituit echipa în mod deosebit din polițiști tineri cu oarece experiență. De ce? Și din cei care au devenit polițiști, la momentul la care am avut primele contacte cu ei, erau studenți ai Academiei de Poliție sau elevi la școlile de poliție, aflați în practică, în stagii de practică la noi, i-am urmărit, i-am evaluat, mi-au plăcut cum gândeau, cum reacționau, cum interacționau. Mi-a plăcut faptul că se părea că pot să lucreze în echipă, pentru că era foarte important să fie oameni de echipă. Mi-au plăcut foarte mult ca structură personală, așa fiecare dintre ei, și credeți-mă că nici nu și-au dat seama când au devenit polițiști. Deci efectiv nu și-au dat seama când au devenit polițiști. Și au devenit polițiști extrem de buni și în care eu am de plină încredere și care eu cred că sunt un mare câștig pentru Poliția Națională. Și tot ce au vis-a-vis de partea a doua a întrebării noastre, majoritatea dintre ei în timpul ăsta s-au și căsătorit, au și copii, au familii extraordinare. Ok. Și dacă ați reușit să parcurgeți cartea, ați văzut că și pentru mine familia a fost un refugiu la un moment dat în carieră. Mi-asigurau tot ce aveam necesar ca să pot să fiu un bun polițist și să pot să performez. Iar atunci când am fost lovit de necaz, au fost principalii mei susținători și supapa mea de refulare. V-am întrebat de ce ați ales totuși oameni tineri, pentru că da, te maturizezi și profesional, dar și uman, și trebuie să-ți faci, simți nevoia să-ți faci o familie. Da. Dar pentru un polițist tânăr, familia nu are neapărat nevoie de familie pentru sprijin, familia poate fi în anumite situații o problemă. Nu sunt de acord. Nu? Nu.
Nu este o frână? Nu te ține pe loc înainte să te duci la un caz mai dificil? Nu te ține pe loc. Îți este greu când pleci în misiune o săptămână, două săptămâni, dar vii mai cu drag și cu dor acasă după aceea. Mă pun în pielea unui polițist și dacă știu că trebuie să mă duc și ăia chiar sunt periculoși, pentru că dacă îi prinzi, e clar că vor înfunda ani grei pușcăria, nu se vor lăsa ușor. Adică chiar dacă vedem noi în filme că ăia se împușcă ușor prin străinătate și la noi nu prea auzim așa de des pistoale, se mai întâmplă și pe la noi, nu? Se întâmplă și pe la noi, da. Dar sunt riscuri specifice meserie pe care ți le asumi. Și ți le poți asuma atât de ușor și cu o familie acasă? Da. Ok. E mare lucru. E mare lucru. Slavă Domnului că în România nu avem chiar atât de multe arme de foc în mâinile răufăcătorilor. Sau avem? Sunt destule și sunt destul de ușor de procurat. Dar românii în general nu au un cult pentru armele de foc, cum au americanii, de exemplu, sau alte popoare. Și asta măcar ne ajută un pic. Ne ajută, da. E bine sau e rău? E bine. Că nu avem al cultul ăsta. Da, e foarte bine. Ok. Spuneați că ați ales în general oameni tineri. Care e problema cu cei cu experiență? De ce nu v-ați selectat dintre cei existenți? O să fiu sincer cu dumneavoastră. La un moment dat, un polițist, după un anumit număr de ani, este uzat din punctul meu de vedere. Adică apare uzura asta pe care ți-o generează sistemul. Vezi în jurul tău că se poate și așa și nu te mai implici foarte tare în tot felul de activități. Nu ești dispus să faci sacrificiile la care făceați referire mai înainte. Ok. Dar și dacă atunci când ești tânăr, nu ești dornic să te afirmi în orice domeniu, numai în poliție, atunci când? Și toți copiii ăștia erau foarte dornici de afirmare și de perfecționare și de promovare în profesie. Am văzut oameni promovați în astfel de structuri la combaterea crimei organizate și la antidrog mai ales, oameni foarte tineri într-adevăr din academie. Am văzut că sunt aduse constant fetele cele mai frumoase de pe la academie pentru că sunt bune pentru anumite acțiuni și n-aș vrea să fiu în pielea unei studente de la academie care trebuie să se ducă și să îi facă ochi frumoși unui traficant de o anumită învergură. O să spuneți că iar mă laud, dar fetele din echipa mea erau cele mai frumoase. Am văzut că e un sport ăsta la combaterea crimei organizate. Și printre absolvenții de școli de poliție, de academie sau de școli de agenți din top 3. Copiii aceștia când veneau din școlile de poliție, stagiile de practică, lucrau pe lângă polițiști cu experiență. Adică lucrau la modul că participau la activitățile desfășurate de către aceștia, observau care sunt etapele și pașii pe care trebuie să-i facă, iar ulterior când au devenit polițiști, evident că nu au fost aruncați în linia întâi, au fost băgați treptat la cauze mai simple, pe urmă la cauze mai complicate, niciodată fără a fi avut spatele asigurat și fără a fi supravegheate activitățile respective de aproape. Deci niciodată nu sunt expuși inutil. Da, dar munca noastră are și o componentă în asta de infiltrare și de lucru sub acoperire. Da. Și avem și noi polițiști de felul ăsta, sunt convins destul. Categoric, da. Unii dintre ei nici măcar nu se potrivesc profilul unui polițist. Uite la el și zice că n-ar intra niciodată în poliție. Este obligatoriu ca să poți să îl ascunzi între... Ori pare fireu așa, de zici că l-a pus de o aripă, ori este mai închis la culoare, la ten. Foarte bine, așa trebuie să fie. Ori e foarte frumoasă. Da. Și nu te aștept să zici, bă, asta nu se face, mă, polițist, să-și pune pielea la bătaie, la cum arată. La cum arată are o groază de alte opțiuni decât exact. Să fie polițist. Da, așa este. Și aici e nevoie de niște oameni care nu doar să fie foarte buni polițiști, ci să fie și headhunteri, adică să facă resurse umane. Da, este foarte important. Este foarte important modul în care îi pregătesc școlile de poliție, academia și școlile de agenți. Școlile de poliție îi dobândesc mai mult cunoștințele teoretice, care sunt absolut necesare ulterior desfășurării activității de poliție. Și după aceea să învețe. Iar munca adevărată învață alături de polițiștii cu experiență în stradă. Pentru că meseria nu se învață, ci se... fură. Și chiar și în poliție se fură. Se fură. Da, se fură meserie. Da, categoric. Și e mare lucru când avem polițiști de la care să ai de la ce să înveți. Da, de fericire sunt și în ziua de astăzi foarte mulți profesioniști în poliția română. Sunt, nu-i așa? Foarte mulți și foarte buni.
Să vă simțiți în putere. Da. Vă pricepeți mai bine ca niciodată la oameni. Da. Cred că sunteți în stare să-și trageți cu pistolul dacă e nevoie. Da, categoric. Asta nu se dacă a mers cu, pe bicicletă. Și mă întreb dacă noastră ați ieșit prea devreme, poate din punctul meu, nu știu dacă și din punctul de vedere, din poliție, dacă noastră ieșiți, a rămas cineva suficient de bun încât să ducă ștafeta mai departe? Da, au rămas cei din echipă despre care vă spuneam că sunt polițiști foarte buni, dar... Dar? Vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră și mie mi se pare nefiresc ca polițiștii profesioniștii să fie scoși pe linia moartă la 50, 51-52 de ani, când mai au foarte multe de oferit sistemului și statului român până la urmă și societății. Așa este. Pentru că, într-adevăr, uzura este mare din punct de vedere psihic și fizic, dar poate să fie folosită într-o structură neoperativă pentru pregătirea profesională a tinerilor despre care vorbeam, pentru strategii, analize de care este foarte nevoie ca să știi când vrei să diminuiesc, că nu o să poți să stârpești niciodată un anumit fenomen infracțional, trebuie să ai buni strategi, oameni profesioniști care să știe ce trebuie să se facă. Deci, oamenii ăștia mai pot fi folosiți 5, 7, 10 ani de zile. Fără probleme. E adevărat ce se spune, că cei mai răi s-au dus în Anglia? Nu neapărat în Anglia, în Anglia, în Spania, în Italia. Dar cu toate astea încă mai avem destui aici. Și rămân puternici aici pentru că au învățat să facă bani și altfel. Și nu au fost lăsați fără resurse așa cum ar fi trebuit atunci când au fost condamnați. Toți au cazier, dar faptul că ai cazier nu te oprește să-ți faci o firmă de imobiliare. Da, așa este. E adevărat că mulți dintre ei își spală banii prin proiecte rezidențiale? Păi spală banii proveniți din infracțiuni prin orice activități cu aparență legală, nu doar prin activități imobiliare. Prin firme de import-export, prin orice absolut. Sunt create firme cu activitate aparent legală în care banii proveniți din infracțiuni pot fi spălați relativ ușor. Asta este problema, că pot fi spălați relativ ușor și oamenii ăștia recapătă putere și având bani au și mai multă putere. Practic e un cerc vicios în care ei devin din ce în ce mai puternici și mai greu tangibili și să-l prinzi din nou devine mult mai greu pentru că încep să-și permită alte tipuri de resurse, printre care și polițiști. Da. Că aud vorbind despre chestia asta în sistem, trebuia să-i stârpim atunci, se spune. E adevărat? Da, se mai vorbește și așa, da? Nu poți să generalizezi. Sunt probabil cazuri izolate, cele la care vă referiți dumneavoastră. Faptul că au fost lăsați să-mi facă business în continuare și să se îmbogățească, se vede și la știri. Am avut inclusiv la ProTV o serie de reportaje despre cartiere întregi de blocuri făcute fără autorizații. S-au vândut pe mai nimic, dar ei au făcut niște bani curați după aia din vânzarea celor apartamente. Da, asta este reacția proastă sau inexistentă a autorității statului vis-a-vis de astfel de activități. Și practic în momentul ăsta noi culegem fructele unei munci de poliție din anii 90 și începutul anilor 2000, dar niște ani încoace, de vreo câți ani? 5, 6, 7, 8? Parcă am tras frâna. Da, asta a fost și percepția mea. Mi se pare că polițistul din ziua de astăzi nu mai este dispus să riște atât de mult, nu mai este dispus să se implice atât de mult. Și se pare că nici nu se mai simte la fel de protejat de stat cum ar trebui să se simtă. Nu se simte protejat și încurajat, dar eu cred că în continuare oamenii din poliție, vezi în privirile lor că vor să schimbe ceva, vor să facă ceva. Sunt convins că vor, pentru că este frustrant dacă ești polițist și ai o anumită structură să vezi că cei pe care tu îi supraveghezi sau îi urmărești performează, tu stagnezi sau dai în spate și distanța dintre tine și el și inclusiv posibilitatea de a-l prinde și de a-i dovedi activitățile infracționale crește. Și asta este o senzație tot mai puternică pe care o primim dinspre zona asta de poliție, că polițiștii acumulează o frustrare. Se acumulează așa o frustrare mocnită. Polițistul nu prea face greve, abia sunt câțiva purtători de, să zicem așa, de vorbă, de cuvânt, care ies în public și mai transmit niște semnale. Dar polițiștii, marea masa lor, care vor să facă muncă de poliție, acumulează de niște ani buni
o cantitate de frustrare care este ținută sub control, că sunt, până la urmă, nu mai este o structură militarizată, dar ca structură oamenii așa sunt, într-un fel sau altul, militari. Da. Cât, cam, așa să zicem, nu știu, să luăm pe coduri de culori, de la albastru fiind niciun fel de frustrare, roșu închis fiind nivelul maxim de frustrare. Cam pe la ce culoare suntem? Cred că pe la roșu și mai închis. Atât de mare este frustrarea în poliție acum la noi. Da. Și frustrarea aceasta este generată de tot ce am discutat noi, este generată de subfinanțarea poliției, este generată de faptul că, așa cum bine știți, în mass media au fost prezentate în mare amănunt și poate chiar exagerat uneori aspectele negative din activitatea unor polițiști, chiar dacă sunt cazuri izolate, au fost generalizate și toate astea, ca și polițist, nu poți să-ți genereze decât frustrare. Ne uităm în fiecare seară la Sfierbinți și vedem un polițist prost. La noi e sport, Garcea, am avut din astea. Noi știi să râdem de polițiști proști. Exact, eu vă pot da exemple de profesor proști, de doctor exact. Proști. Avem în fiecare domeniu oameni proști, dar parcă, și ați mai avut discuția asta și într-un interviu recent și mi se pare o discuție importantă. Parcă eram obișnuit, la începutul carierei mele eram cel mai fericit când mergeam cu polițiști foarte buni la acțiuni pe care le puteam după aia da la știri. Da. Și pe vremea aia încă se mai putea ca jurnalist să fii implicat acolo în acțiune și te înțelegeai cu șeful de la brigadă, uite, putem da asta, asta, asta ca să nu stricăm dosarul. Și făceam chestia asta. Acum nu mai avem chestia asta. Dinspre poliție nu mai vine mai nimic. Este ori nu se mai fac acțiuni, ori se fac și nu se mai vorbește despre ele. Da. Ce se întâmplă? Așa este, aveți dreptate. Și în ziua de astăzi nu există vreun impediment ca astfel de acțiuni să se desfășoare. Dar se pare că este așa cum v-am spus eu. Nu mai se fac acțiuni de anvergură, sunt vizate cauze mărunte. Adică am luat după găinari? Doar pentru a ca să vorbim ca pe internet? Doar pentru a puncta statistic. Și între timp, ăia periculoși se întăresc. Evident. Polițiștii devin mai frustrați, hoții devin mai puternici, românii au și mai multe motive de teamă și în cele din urmă ne uităm unii la alții și ne întrebăm cât mai stăm pe aici. Că acolo se ajunge cu discuția. Da, din păcate așa este. Dar probabil că eu sunt un tip optimist și feeling-ul meu este că în curând o să înceapă să fie bine. Pentru că la un moment dat ajungi la un nivel atât de scăzut încât mai jos nu te poți duce și ești obligat să începi să urci. Sunteți optimist? Da, sunt foarte optimist și sunt convins că așa va fi și că încet, încet ne vom reveni. Deși foarte greu și cu foarte multă muncă și cu foarte mari sacrificii. Doar pentru că am ajuns atât de jos? Da. Și pentru că nu mai avem unde să mai coborăm? Și... Mai există Doamne Mexic. Ferește, mai există da? Mexic mai jos de atât. Doamne ferește, niciodată nu poți să spui că mai rău nu se poate, da? Cum puteți fi optimist? Sunteți un om încercat, adică nu este greu neapărat momentul arestării, cât cred că este perioada lungă de după pentru a-ți demonstra nevinovăția. Când v-ați simțit cel mai afectat de toată povestea asta? La început sau în timp ce s-a întâmplat sau după? Este greu să marchez un anumit moment. Cred că întreaga perioadă a fost în egală măsură la fel de grea și de frustrantă. Dar acum privind înapoi, sunteți, cum vă simțiți? Cum privind înapoi, chiar m-am întâlnit zilele trecute cu colegi din structură, care unii dintre ei au fost în echipa mea și stând de vorbă am spus că dacă am dat timpul înapoi, am procedat exact în același fel, fără niciun fel de rețineri. Dar ar proceda oare la fel? Sunt convins că n-ar mai... N-ar mai face greșelile acestea, da. Dar poate cineva i-a pus și pe ei și probabil și-a asumat că îi sacrifică ca să vă oprească. Probabil, dacă citiți cartea veți afla. Un motiv în plus. Da. Vă mai țin un pic? Mai aveți un pic de timp? Stăm cât vreți că afară e cald aici, e bine, e plăcut, e răcoare. Plus că și fumă a luat foc Bucureștiul la momentul filmării noastre. Până trece canicula sunt la dispoziția noastră. Ce fac polițiștii după ce ies la pensie? Sau după ce scapă de un proces din asta? De ce vă apucați? Am mai multe proiecte și n-aș vrea să mă refer acum la ele pentru că sunt în fază de proiect și
oricum sunt în legătură și vizează tot domeniul în care am lucrat. Adică? Sunt oameni care vă văd șef pe la poliție, chiar ministru. Nu știu cât de tare vă pasionează o funcție în momentul ăsta. Ce le-am făcut eu oamenilor era să mă vrea ministru? Ce rău le-am făcut eu? Nu, sunt apreciere exuberante ale oamenilor. Le mulțumesc pentru încredere. Vă mai vedeți înapoi în sistem? Probabil la un moment dat, da. Dar în anumite condiții și în anumite împrejurări. Deci, într-un fel sau altul, dacă ar veni cineva care să zică, bă, Berbeceanu-i de încredere, hai să-l punem să se ocupe de ce ați luat. Nu este suficient să vină cineva. Vreau să văd că se întâmplă ceva, că se schimbă ceva, că lucrurile încep să evolueze în direcția bună și atunci sunt dispus să mă implic și eu și cu modestie să ajut atâta cât pot, potrivit experienței pe care am dobândit-o. Cu muncă de polițist? Cu muncă de polițist sau cu... Cu experiența de polițist. Experiența de polițist. Dar în zona publică, adică în zona statului? În zona statului, categoric. Nu în politică, mă gândesc. Vă atrage zona asta? Am, fără să facem un secret din asta, am fost curtat, cel puțin în ultimul timp, foarte puternic de mai multe partide și nu aș face un asemenea pas în momentul ăsta. Pentru că nu mă interesează o carieră politică. Dar sunteți conștient că doar în politică se va schimba ceva? Nu, sunt conștient doar că doar prin politică, prin voință politică se poate schimba ceva. Prin voință politică, da. Dar nu vreți să vă băgați acolo? Nici Berbeceanu și nici 100 de Berbeceanu, dacă s-ar băga în politică, n-ar putea să schimbe voința politică. Și atunci ce facem cu ei? Încercăm să vedem de oameni politici noi care să aibă o altă viziune apropiată de ceea ce vrem noi. Încercăm, asta e punctul meu de vedere, încercăm să schimbăm pe AV care s-au tot perindat pe la putere și ne-au tot promis și ne-au tot dezamăgit. Cine să-i oprească pe ăștia? Nu vedeți cum își împart încă puterea ca pe o bucată de carne încă? Și zilele astea, la momentul la care filmăm noi, unii au ieșit de la guvernare, se înjură în spațiu public. Viorica, ți-am spus că dacă... Băi, nene, când ajung să-și dea mesaje în astea în spațiu, îți dai seama că oamenii ăștia nu interesează neapărat de noi, interesează de puterea lor. Deși nu mai sunt polițist, sunt în rezervă și nu mai am niciun fel de opreri și de a discuta despre politică, despre partide politice punctual sau despre oameni politici, am o stare generală atât de rea cu privire la ei, încât prefer să nu discut și să... Dar aveți vreo idee ce facem cu ei? Da, trebuie. Cum îi schimbăm? Aruncându-i la lada de gunoia istoriei, ca să mă exprim mai metaforic așa. Am mai avut oameni pe scaunul ăla care spun cam același lucru, că să le zicem oamenilor să iasă la vot și ce faceți? Vă apucați să faceți un ONG de convins oameni să iasă la vot? Nu fac un ONG neapărat, dar cred că și eu pot să conving 10 sau 100, Buhniș poate să convingă 1000 sau 2000, și să-i facem să conștientizeze importanța ieșirii la vot. Eu cred că primul pas ar fi să ne convingem fiecare dintre noi părinții să mai citească și altceva. Eu i-am convins. Să nu se mai uite doar acolo? Greu, dar i-am convins. Și după ce i-am convins, mi-au mulțumit și au spus că ai avut perfectă dreptate, suntem mult mai liniștiți din toate punctele de vedere. Eu văd asta la ei mei, de fiecare dată când mă duc la câte o lună, două, trebuie să am o discuție cu ei să-i liniștesc, pentru că îi găsesc atât de încărcați negativ. Mesajele astea care se trimit către oameni sunt... Dar nu despre asta vreau să vorbim aici. Da. Eu totuși sunt curios ce face un polițist legendar la pensie. Se ocupă de familie. Nu puteți nu să stați numai acasă. Eu nu bag mâna în foc, o să fiți un pensionar tânăr. Deci, ce o să facă Berbeceanu la pensie? V-am spus că am 2-3 proiecte, măcar unul dintre ele, dacă se va împlini, o să fie foarte bine și o să aflați printre primii, vă promit. Nu ne dați așa un hint, o idee. Dar v-am spus că este legat de activitatea pe care am desfășurat-o peste 25 de ani și okay. La care zic eu că mă pricep. Altceva n-aș ști să fac și nici n-aș încerca. Bă, și nu m-ar pasiona. Este o opțiune. Că până la urmă așa am început. Primul meu salariu a fost salariul de dascăr.
Nu sună rău. M-aș bucura să aud. Nu sună nici bine din punctul meu de vedere și așa nici tentant. Da, da. Știu că mulți vechi polițiști ori se apucă de muncă de detectiv, ori se angajează să efectueze servicii de pază și protecție și nu cred că este cea mai... Nici nu m-ar... Nu? Atrage, nu m-ar tenta așa ceva sub nicio formă. Să vă ocupați de dispozitivul de pază. Cu toată prețuirea față de colegii care fac lucrul ăsta, nu... Asta nu e, este ceea ce îmi doresc. Asta este o provocare, să te gândești, băi, ok, mă duc în poliție și când ies la pensie, nu o să pot să stau acasă, să mă apuc să croșetez, între ghilimele, folosesc o metaforă. Din punctul meu de vedere, ar trebui să le oferi oportunitatea de a nu alege să iasă la pensie, să mai rămână în sistem 5, 6, 8, 10 ani, să lucreze în structuri de strategie, să lucreze în structuri de învățământ ale ministerului. Ca la doctori. Ca la doctori. Ca la doctori, avem doctori cu experiență. Decât să le plătești pensie 5-6 ani, mai bine le mai plătești salariul 5-6 ani și beneficiezi și de, de ce sunt în stare expertiza să te... lor. Mai ales că suntem, avem o lipsă de polițiști de ordinul miilor, nu? Ne lipsesc niște mii de polițiști? Da, lipsesc. Raportat la media polițist, număr de locuitori din Uniunea Europeană, stăm foarte rău. Stăm foarte rău și pare cu premeditare. Acum nu știu cât sunteți dispus să ziceți, dar din tot ce v-am auzit vorbind astăzi, vreau să tragem o concluzie. Polițiști foarte buni care sunt într-un fel sau altul trași pe dreapta sau li se taie elanul, nu vin suficient de mulți oameni în sistem, avem o lipsă, sunt prost echipați cei de la acolo unde este frecușul cu societatea cel mai mare, ok, structurile astea importante de combatere a crimei organizate sunt ceva mai bine echipate, s-a mai fost și discuția aia cu protocoalele, tot pe scaunul ăla stat de la SRI, general care ne-a spus că, ok, dacă prin lege nu mai avem protocoale și nu mai trebuie mai susținem noi poliția în activități, să o preia altcineva, dar să o facă altcineva. Categoric. Și n-are cine, nu prea o face cineva ca lumea. Deci tot vedem că se taie puncte de sprijin, avem mai puțin polițiști, mai prost echipați și ne-am obișnuit așa, ca Miorița, să fim fataliști, dar... Sunt curios, și asta este ultima, chiar promit că mai mult data nu vă împing să-mi ziceți. Este cu premeditare sau din prostie? 80% premeditare și dacă s-ar putea încă 80% prostie ar fi foarte bine. Ok. Așa că dacă vreți să vă înțelegeți de ce se întâmplă, ce se întâmplă și mai ales să înțelegem și mai bine ce urmează, cred că cel mai tare se bucură țările alea în care se duc români tot mai educați. După ce ne-au imigrat oamenii săraci care nu aveau de mâncare, ne-au plecat cei cu studii medii, acum au început să ne plece oamenii cu înaltă educație pentru că iar românii de afară se întorc din ce în ce mai greu, pentru că chiar dacă le oferă același salarii, ei spun da, dar mă întorc în țară, ce fac cu școala la copil, ce fac cu doctor dacă am nevoie. Dar asta este o discuție pentru o altă zi și vă mulțumesc că v-ați făcut timp. Și eu vă mulțumesc. Și vă felicit încă o dată pentru radiografia unei mărșăvii judiciare. Vă spun sincer, puteați un nume mai bun. Da. Noi suntem sinceri. Mie mi s-a potrivit numele cel mai potrivit. Poate ar fi mers așa o cooperativă în asta, o colaborare cu Godină, să aveți și niște glume prin carte. Mai... Am auzit că... V-am prins, n-aș citit-o. N-am apucat să o citesc toată, am citit puțin, recunosc. Am zis că n-ați ajuns la partea la care am făcut și glume. Da, polițiști care să facă glume, eu am auzit niște glume destul de bune prin secții de poliție. Ale mele sunt autentice, chiar s-au întâmplat și da? Cele pe care le-am redat. Da. Care e cea mai bună glumă pe care o știți din carieră, dar nu neapărat despre polițiști? Nu știu, mi-e greu să-mi amintesc acum. Dar s-au fost și momente amuzante în cariera noastră. Alea rare. Da. Domnule Berbeceanu, mulțumim încă o dată și vă felicităm pentru carte. Dacă vreți să știți povestea în detaliu de la sursă, de-aia n-am intrat foarte mult în carte și cu intenție, pentru că vreau să-i las pe oameni să fie curioși să citească. Categorie. Radiografia unei mărșăvii judiciare. Suntem bucuroși că v-am avut alături de noi. Le mulțumim și celor care ne-au ascultat sub formă de podcast și puteți asculta toată seria aceasta de interviuri și sub formă de podcast pe orice fel de podcatcher, Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast sau chiar și pe buhnici.ro în secțiunea podcasturi. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați urmărit și până data viitoare să vă fie numai bine!